Biblioteca Publică Raională Iulian Filip din orașul Druchi a devenit gazda seratei de omagiere cu genericul Să porți mereu primăvara în suflet, dedicată Zilei Internaționale a Femeii. Acest eveniment a fost organizat pentru echipa bunicilor și nepoțelor grijulii din raionul Druchi, pentru a-i felicita cu 8 martie și nu doar. Această sărbătoare coincide cu activitatea de 2 ani a bunicilor grijulii. Totodată, între Direcția Cultură, Tineret și Sport Drochea a fost încheiat un acord de colaborare și bunicii grijulii Drochea, filiala Drochea. De aceea noi am hotărât că în local bibliotecii să petrecem o activitate cu bunicii grijulii, nepoței grijulii, bibliotecari și copii talentați. Bunicii sunt ajutați în permanență de nepoții grijulii. Tinerii își îndeplinesc obligațiunile cu drăzanie și susțin că ceea ce fac ei împreună cu întreaga echipă este un lucru nobil, de care sunt mândri. Pentru mine este foarte important că am ajuns în echipa bunicilor și nepoțiilor grijulii din raionul Drochea. Vreau să spun că îmi place foarte mult să fiu nepoțiile grijulii, contribuind la sporirea siguranței la trecerile de pietoni. Astfel, noi mai organizăm și ore informative în cadrul diferitor instituții în care rugăm pietonii și copiii să aibă grijă la drum și la trecerile pietonale. Este foarte important ca fiecare tânăr să conștientizeze că siguranța este mai presus de orice, iar după cum a afirmat cineva, doar prin implicare putem face o schimbare. Bunicii grijulii sunt tezaurul, iar nepoții ei diamantul acestei națiuni. Siguranța copiilor întotdeauna a fost și este în vizorul autorităților. Proiectul Bunicii Grijulii este salutat de administrația locală. Inspectoratul de Poliție Drochea vine cu mulțumire bunicilor grijulii care sunt alături de noi și în special sunt prezente la trecerile de pietoni în apropierea instituțiilor școlare, care mențin securitatea circulației rutiere și numele trecerii pentru pietoni. Asociația Obștească Bunicii Grijulii este ca un ajutor pentru angajații poliției. Îi petrec și îi întâlnesc de la școală, fiind alături copiilor, asigură trecerea copiilor pe trecerele pietonale și sunt un ajutor pentru oamenii legii. Proiectul DAT asigură securitatea la trafic, sănătatea, viața copiilor noștri și cu ajutorul partenerilor, cu ajutorul colaborării pe care o au bunicii grijulii din raionul Drochea, alături de administrația publică locală, alături de inspectoratul de poliție raional Drochea, este un proiect de succes, deoarece anume avem niște rezultate, iar rezultatul este anume siguranța și securitatea copiilor noștri la trecerile de pietoni. Din numele președintelui raionului Drochea, din numele aparatului președintelui raionului Drochea, să aduc un mesaj de mulțumire pentru toți membrii Asociației Bunicilor Grijurii și fiindcă suntem în preajma sărbătorilor din luna martie, în preajma sărbătorii de 8 martie, să le urez un sincer la mulți ani, sănătate și desigur că bucurie de la cei apropiați și cei dragi. În cadrul Asociației Obștești Bunicii Grijulii din raionul Drochea activează 61 bunici și 16 nepoței grijulii. Proiectul a luat începutul în anul 2018, fiind inițiat în teritoriul raionului Drochea de Inspectoratul de Poliție Drochea, cu care bunicii grijulii activează în strânsă colaborare. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochea.